Nu te-am văzut de iPhone-ul meu. Nu mă urez. Ei, salut! Ce faceți? Astăzi vă văd un nou tutorial cleană. Dacă nu ți-ai dat seama din titlu, azi te învăț cum să fii trapper of the fucking century. Nici un drog nu a fost folosit pentru realizarea acestui videoclip. No, bă, știu că ați așteptat de mult un tutorial cum să fii, așa că azi facem cum să fii trapper, băi, trapper of the century, știi tu, trapper, rapper, ăla de pune capcane. Ok, pe primul pas pentru a fi un trapper, în primul rând trebuie să ai grijă de tine, da? Așa că dă dracu jos bustața aia de ficioraș și barba dacă ai. În cazul meu eu trebuie să dau jos. Deci, revenim. Bă, mi-e prea lene să-mi iau cu mine camera, așa că pun aici spumă și ne vedem. Cu big pui mei de ăla de 2 lei cu aia, ce dracu, măi, că nu trepării nu trebuie să investească în căcat. Nu ni bă, am revenit, mă, fiind ca pielea de bebeluș, mă, ești nebun? Stai să-mi iau ochelarii anticrin. Ok, odată ce ți-ai reparat fața, îmi pare rău, asta nu se mai poate repara totuși. După ce ți-ai reparat fața și facial hair-ul și gata, trebuie să ai un soare de trapper. Cred că se pasă de, dar cui pumea mai pasă? Ai văzut că toată lumea flexează dreadurile și braids-urile și bla bla. Dar hei, tu fii mai original. Efectiv, pur și simplu, fă-ți asta în cap. Și asta zi preza, știi de ce? Un trapper trebuie să creeze cât mai multe controverse. Să împartă lumea în două tabere. Aia care îl plac, aia care nu-l plac. Și atât. Și aia să se înjure. Yeah. Da, da, da. Știu, man, știu. Da, e ok, ok. Mă scuzați. Era contactul din Elveția. Oh, yeah! No, bun, bă, pasul 3 să te flexezi cu câți bani ai. Zic asta de pe scenariul meu, de pe telefon, de pe iPhone. Am iPhone 6S, nu-mi place 7 că îmi lipsește Jack Daniels. Ce amuzant sunt. Probabil că acum te întreb cum poți să te flexezi că ai bani când tu ești încă întreținut de părinți. Păi bă, ai fucking răspuns în propoziție. Dacă nu te-ai prins, te flexezi cu banii lui mami și tati. Și așa te flexezi cu banii. Iar dacă ai tăi nu te-au prins încă ceva și tu pe net și nu te-au bătut, puteai continua cu pasul următor. Chiar dacă nu poți să te flexezi cu banii, gândește că poți să te flexezi cu bijuterii. Ce, n-ai bijuterii? O ai pe maică ta care sigur are bijuterii, dă. Da, mama, vezi că îți împrumut din bijuterii și asta că filmezi ceva. Da, că normal, normal, na bine, ceva. Deci așa se face, deci hai să flexăm bijuterii și chestii. Prr-ha! După ce v-a spus gheață pe mâini, știi, ai să mă râzi, ai să mă râzi, ai să mă râzi, ai să mă râzi, ai. Ok, următorul pas care nu știu al câtele iese, să-mi bag piciorul. Trebuie să trăiești periculos pentru că asta înseamnă trap. Trap e locul ăla unde se vând droguri, unde se vând arme, unde se bat cu arme și cu droguri și se înjură și se bat și efectiv poți să te iei de... Tot aia o să se întâmple. Pe exemplu, eu de ajuns să pun un comentariu undeva și o să vină cel puțin doi handicapați care să mă înjure. Yeah. Un alt pas foarte important este să ai foarte multe piste de ca mine aici, nu este Photoshop, hei! Dar bă, totuși, atâția pași și tot nu sunteți trapperi. Păi știți de ce, mă? Știți de ce? Pentru că dacă vrei să fii trapper, trebuie să cânti trap de ăla, motherfucker, bengos! Zuzi on the track. No, bine v-am găsit în cel mai tare studio din România, a.k.a. dormitorul meu! Wow! Hei! Bă, deci azi frumușelul de mine vă va învăța cum să faceți trap de ăla hardcore, bă! Totuși, hai să începem, stați o clipă. Bă, eu nu vă fac acum turul studioului, că s-ar putea să vă pierdeți și nu vreau asta. No, bun, bă, gândește că pentru a fi trapper în pui mei trebuie un microfon și niște căști. Super tare, nu? Desigur, din cauza că voi săracilor nu vă permiteți microfoane scumpe, în pula mea luați un Behringer C1U, că vorba aia își face treaba, nu? Și niște monitoare super tare în pui mei, luate din piață cu 30 de lei, yay! Super Saiyan, hei! No, bun, bă, tătă șmecheria, stai să pun camera aici, băgați-i viață. Hai, drage. Așa, după ce mi-am improvizat trepiedul ca de obicei, cum am făcut-o și la microfon și la orice, gândește că pentru a fi trapper îți trebuie un beat mișto. Cum altcumva să găsești un beat mișto dacă nu pe YouTube, nu? Tez la montaj. Beat mișto. Copil beat. Dope beat. Ghiși ce, beat-ul ăsta e mai mult decât potrivit, pentru că tu oricum nu știi nimic despre trap și o să te spargă absolut orice beat de căcat, nu? Ups. Și acum ghiși ce faci, băi, cu beat-ul ăsta. Uite, copiezi link-ul, dai acolo anything to MP3, bagi acolo, bam, convert. După ce-i gata dați aici, vă porniți programul. Program 100% licențiat, cumpărat din banii voștri pentru că...
Cine păcălesc? Îmi pui mie, piratați un program, în pula mea, ce faceți? Să pornește, nu-i aici licențe, nu-i piratat. Dați create a new song, ignorați toate setările astea că sunt pentru proști, nu? Cu ei pasă. Trageți beat un program. Ați tot vrut voi, bă, tutoriale cum să fac muzică. Na, o să vedeți amun cum se face muzică, mă. No, după ce ați setat tot cu programul ăsta, tot ce trebuie să faceți e să porniți beat-ul. Puneți căștile și trageți în Behringer-ul vostru, săracilor. Glumesc. Mă flexez la ei, mă flexez la ei. Nu, bă, după ce ați tras vocile sau așa, dați niște adlibs-uri. După ce aveți adlibs-uri și astea, nu vă faceți griji, oricum sună ca pula, pentru că hei. Dar hei, bine că există cineva care face mix master, nu? Deci nu, bă, după ce ați tras toate astea, pur și simplu luați proiectul și faceți mix master. O să fie ceva foarte simplu, nimic complex. Adică să fim fucking serioși, e foarte simplu, nu? Așa, după ce ai faceți un pic de mix master pe aici, ai puneți niște plugin-uri și aia este. După aia trageți și un clip bistoș maxim de ăla cu bani mulți. Hai să mai rist, hai mă să mai rist. Da, vă mulțumesc că ați fost la mine în studio. Nu, nu stai că se vede turacota, băga mea. Mulțumesc că ați venit la mine în studio și ați învățat cum se face strap adevărat. Da, gang for life. Și un ultim pas ar fi drogurile, dar hey, eu sunt deja un drog. Bitch, is your drug? Nu, de fapt, ultima poate ar fi droguri, dar hei, iarbă și codeină, aia e foarte tare, super șmecherie, trapper of the century. Plus că YouTube-ul nu m-ar lăsa să vorbesc despre droguri, că-s family friendly. Yeah. Da, bă, lume, cam asta a fost cu acest clip, eu sper că v-a plăcut. Bagă un like dacă ai schițat măcar un zâmbet, m-am chinuit ceva să fac clipul ăsta. Dacă dai share la acest clip, o să devii cel mai premium trapper ever, deci dă share și ești trapper of the century. Dacă ești nou, nu uita să te abonezi, pentru că știu că vrei să vezi următorul clip la fel de retardat ca și mine. Deci intră în familia noastră de zeuți. Și hai cât mai repede să facem 100.000, că la 100.000 fac sex tape pe port... Ce? Ai zumărit? Ceau! Demascarea continuă. Scuză-mă, te rog baby, acuză-mă. Uită-mă, nu-mi pierde mie timpul, vă. Vreau să fac bani mult, să am să mă îngrop. Gheață ca la Apple, să ai flex, te rog. Ai grijă la drog, ai grijă la Glock. Scuză-mă, te rog baby, acuză-mă. Uită-mă, nu-mi pierde mie timpul.